Asemenea calculatoarelor, care au evoluat spre dimensiuni cât mai mici și puteri de procesare cât mai mari, nanosateliții îmbină și astăzi multe din funcționalitățile unui satelit într-un volum mult mai mic. Potențialul utilizării nanosateliților pentru misiuni spațiale, dar și pentru aplicațiile utile în viața de zi cu zi, este vast, iar România se numără printre țările care își dezvoltă aceste capabilități încă din anul 2005. Conform planului de dezvoltare, Laboratorul de Gravitație, Microgravitație și Nanosateliți și-a centralizat atenția în dezvoltarea a două criterii prioritare, și anume infrastructura și resurse umane. Astfel, infrastructura de cercetare a Institutului a fost lărgită prin crearea în primă fază a unui laborator de integrare și testare a sistemelor spațiale. Componentele principale ale infrastructurii sunt reprezentate de către camera curată și instalația de testare climatică în condiții de vid înaintat. Camera curată a fost proiectată conform standardelor ECSS, utilizate de către Agenția Spațială Europeană. Aceasta este echipată cu un sistem de monitorizare continuă a calității aerului, presiunii, temperaturii și umidității din zona de lucru. În funcție de modul de operare, în camera curată se pot efectua atât operații de asamblare în condiții de curățenie clasa 100.000 ISO 8, cât și operații speciale care necesită condiții de curățenie clasa 1000 ISO 5 și instalația de testare climatică în condiții de vid înaintat a fost proiectată și realizată integral de către membrii echipei de cercetare, fiind singura instalație de acest tip din România. Aceasta permite realizarea de teste climatice între minus 75 grade Celsius și plus 150 grade Celsius la presiuni mai mici de 10 la minus 5 milibari. În condiții speciale, temperatura minimă poate ajunge până la minus 196 grade Celsius. Dezvoltarea infrastructurii a culminat cu realizarea Centrului pentru Tehnologii Spațiale. Cu o suprafață utilă de peste 1000 de metri pătrați, centrul integrează spații de birouri, săli de conferințe, camere curate, facilități de testare și laboratoare de prototipare, totul într-o infrastructură integrată. O a doua directivă prioritară o reprezintă dezvoltarea resurselor umane. Pregătirea continuă a personalului se realizează în principal prin participarea la stagii de pregătire organizate de Agenția Spațială Europeană. Totodată, laboratorul organizează anual stagii de pregătire pentru studenți, aceștia din urmă reprezentând o pepinieră pentru recrutări ulterioare. Astfel, în perioada 2015-2020, echipa laboratorului a crescut cu 50%. Echipa noastră a beneficiat de deschiderea de către Agenția Spațială Europeană a unui proces de selecție a 9 sateliți de tip CubeSat ca sarcină utilă la bordul primului zbor al rachetei Vega. Un beneficiu major pentru echipă, care a învățat să respecte standardele extrem de dure impuse de ESA pentru ca nanosatelitul românesc să fie acceptat pentru lansare. Este prima colaborare internațională în care sateliții de mici dimensiuni, precum sateliții de tip CubeSat, sunt folosiți pentru măsurarea anumitor parametri ai unei zone atmosferice puțin investigată până acum. Institutul de Științe Spațiale participă în acest proiect cu echipa care a proiectat și realizat satelitul Goliath. Însă acestea i s-au alăturat de curând și câțiva studenți masteranți la facultăți precum Universitatea Politehnică din București. Proiectul își propune dezvoltarea și testarea unui sistem de comunicații pentru zborul în formație al nanosatelitilor. În principal este vorba de un sistem care transferă date între doi nanosateliți, atât date de telemetrie cât și date utile.